Săptămâna aceasta la Biblioteca Municipală Ion Barbu, cartea care vă este recomandată pentru citire este Inocenții a Ioanei Pârvulescu. În roman este vorba despre două viziuni asupra lumii, cea a unei fetițe care vede lucrurile într-un fel extrem de personal și cea a femeii care descoperă secretele înnecate în trecut. Inocenții este al treilea roman publicat de Ioana Pârvulescu după Viața începe vineri în 2009 și Viitorul începe luni în 2012. Viața începe vineri a obținut premiul Uniunii Europene pentru Literatură, romanul fiind tradus în peste 10 limbi europene. Biblioteca Municipală Câmpul Lung vă recomandă spre lectură Cartea Săptămânii. Este vorba despre romanul Inocenții al autoarei Ioana Pârvulescu. Cartea este cel de-al treilea roman scris de autoare. Celelalte două fiind Viața începe vineri, publicată în 2009, și Viitorul începe luni, publicat în anul 2012, ultimul fiind premiat de către primind premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Publicația Inocenții prezintă povestea unui grup de copil în care căderea în lumea adultă n-a avut încă loc, un oraș care este plin de istorie, o stradă plină de evenimente și o casă cu personalitate. Fetița află că totul poate să devină spectaculos în viață în acest mediu. Inocența este singura cale prin care timpul poate deveni reversibil. În carte apar două viziuni asupra lumii, cea a fetiței care vede lucrurile într-un mod extrem de personal și cea a femeii care descoperă ulterior faptele din trecut. Naivitatea astfel comică a primului personaj va învinge melancolia celui de-al doilea. Casa din strada Maiakovski din Brașov devine un surprinzător personaj cu memorie și știință, contribuind la întregul cadru natural și al romanului în care se desfășoară acțiunea. Vă așteptăm la bibliotecă să împrumutați publicația. Autoarea consideră că Inocenții reprezintă un roman despre cum se poate înnota în timp și în timpuri fără să te înneci. Ar fi bine să fie citit fără grija vârstei proprii și fără orice alte griji de alminteri. Aceasta este o urare, subliniază Ioana Pârvulescu.